Livian a povestit cum a cunoscut-o pe Florentina Nicol și cum a ajuns să aibă o relație cu ea. Fostul concurent Puterea Dragostei a recunoscut că se știe cu noua iubită de câteva luni bune și mărturisește că i-a fost alături în momente grele. Pe ea am cunoscut-o de câteva luni bune prin intermediul unui prieten. A fost o relație de prietenie. A fost alături de mine în momente grele. Am apreciat asta la ea. Ziceți că vrea să mănânce banii și urmăritorii. Nu vrea să mănânce nimic. Legat de chestia cu logodna, a fost o demonstrație din partea ei și a pus că e logodită ca să nu-i mai dea mesaj băieții. Ea încearcă să îmi arate că e ceva serios cu mine. Suntem în perioada de cunoaștere. N-ar trebui să ne aruncăm niciunul, nici ea nu știe ce prezint eu. După cum ați văzut, vă pot aduce în orice sentiment. Să fiu al naibii, cred că ar trebui să fac școala de actorie. Livian a spus tot adevărul despre relația cu Bianca. Câștigătorul sezonului 2 de la Puterea Dragostei a mărturisit ce l-a făcut să nu mai vorbească cu Bianca și ce a adus la ruptura definitivă dintre ei. Iată ce s-a întâmplat între cei doi în săptămâna de după finala Puterea Dragostei. Eu totuși am sperat că ea se va schimba. Îmi zicea că afară este altfel. Am stat cu ea în săptămâna aia când am venit la București cu Peți. A încercat să mă prostească iar în săptămâna aia. Cum? A rămas la ea, eu când nu eram lângă ea nu mai voiam să fim împreună, dar când eram amândoi nu mai eram curios de nimic, ziceam să trăiesc momentul și clipa. Sentimentul mă mai prostea. În săptămâna aia s-au mai întâmplat niște faze. Eu am zis doar un sfert din adevăr ca să trag un semnal de alarmă în fața Biancăi. Ea, după ce s-a întâmplat toată faza asta, mai arunca câte un fitil să-mi pună susținători în cap. Apoi, pe la 2-3 noapte, îmi trimitea mesaje în care își cerea scuze. Nu poți face așa ceva dacă ai sentimente pentru cineva. Chiar dacă ea îi întărâta pe susținători împotriva mea, eu tot am fost alături de ea. Apoi, altă fază. Eu când mă duc la drum cu o fată, dar trec câteva luni și apare un secret. Tu nu mi-ai zis nimic. Trecem peste, dar îți zic atunci să-mi spui tot. Că eu nu pot să dorm cum străin în pat, să fiu luat prin surprindere. Au apărut clipurile în februarie. Trec și peste asta. Am ajuns să terminăm competiția și am mai aflat câte ceva cât am stat la ea în săptămâna aia. Atunci am zis că trebuie să ai un tupeu extraordinar ca eu să trec peste tot ce a apărut, clipurile și toate alea, iar tu să mă lași, să lași totul până când nu se mai poate ascunde. E pe punctul să se afle. Nelson Mondialul a dat de gol pe Livian. A publicat un clip în care Lobo apare împreună cu Florentina Nicoleta, tânăra despre care se spune că este iubita lui. Livian, de la Puterea Dragostei, încearcă să treacă peste despărțirea definitivă de Bianca Comănici, să-și vadă de carieră și de proiectele apărute după terminarea emisiunii. Însă, câștigătorul sezonului 2 al emisiunii s-a trezit în mijlocul unei situații controversate. Livian a fost cuplat de către fanii Puterea Dragostei cu o tânără pe nume Florentina Nicoleta, despre care se spune că a jucat în clipul fostului concurent. Primele zvonuri au apărut după ce tânăra a fost văzută în vlogurile sale, apărând întâmplător în cadru. Însă, până la acest moment, Livian nu a confirmat sau infirmat o relație cu tânăra Florentina. Într-un vlog recent, Nelson Mondialu îi filmează pe cei doi. Mai mult decât atât, bărbatul a trecut la descrierea clipului său de pe YouTube următoarele. Iubita frumoasă a oconașului. Pe tot parcursul vlogului, Nelson o numește pe tânără iubita lui Livian și spune despre ei că se iubesc foarte mult. Tânăra se rușinează adesea, iar Nelson o alintă cu drag Cruella. Bianca a reacționat dur după ce a văzut imaginile cu Livian și cea care pare a fi noua lui iubită. Bianca a făcut mai multe declarații prin care și-a rugat fanii să nu o mai asocieze cu Livian pentru că relația lor s-a încheiat de ceva vreme. V-aș ruga să nu mai faceți postări despre mine și Livian pentru că relația noastră s-a încheiat de mult, a declarat Bianca, vizibil deranjată de un lucru anume. La scurt timp după, Bianca a revenit cu un mesaj și mai dur.
Mă iertați, uitasem să șterg pozele cu noi doi. Le-am șters acum, a adăugat Bianca cu mânici. Există numeroase speculații în ceea ce privește întoarcerea lui Livian în Turcia la Puterea Dragostei, iar câștigătorul sezonului 2 a preferat să nu dezvăluie momentan nimic legat de tot ce urmează să se întâmple, ba chiar nu a vrut să spună care este motivul pentru care a mers în Turcia săptămâna trecută. Cu toate astea, Cristian Comănici, fratele Biancăi, fosta iubită a lui Livian, a aruncat bomba. Concurentul din sezonul 3 a făcut o serie de declarații complet neașteptate. Iată ce a mărturisit Cristian pe live. Dacă Livian ar fi intrat în casă și nu ar fi difuzat încă la TV, de ce aș fi spus asta pe live? Livian este un băiat deștept. Nu are voie să dea informații din casă. Am auzit o bombă. Livian să vină ca și coprezentator. Bianca a rupt tăcerea după ce Livian a anunțat că nu mai există cale de împăcare între ei. Iată ce a declarat câștigătoarea primelor două sezoane Puterea Dragostei. Am avut speranțe că o să fim împreună. El niciodată nu mi-a spus că vom fi împreună. Nu mi-a promis chestii mărețe. Noi am trăit prezentul. Chiar eu i-am sugerat asta. Am zis că cel mai bine este să trăiesc prezentul, să nu mă gândesc la cai verzi pe pereți, să nu mă gândesc la promisiuni de șarte, pentru că unii oameni nu se țin de ele. El nu mi-a promis, el mi-a zis doar că o să fie bine. Eu niciodată n-am fost constantă cu gândul, mă gândeam că nu o să fiu cu el, aveam niște certuri și mă enervam. Și el, la rândul lui, la fel. În perioada în care eram împreună, tot timpul îi ziceam să ne despărțim, că simțeam eu că nu ne înțelegem. Nu reușim să ne înțelegem. La mine este vârsta și nu numai. Sunt o persoană sensibilă. El este mai rațional. El gândește foarte mult cu mintea. Eu gândesc cu sufletul. Eu îmi doresc să stau la București. El își dorește să stea la Cluj. Eu nu m-aș muta la Cluj, deși aș face sacrificiul ăsta doar dacă aș fi știut într-adevăr că o să fie ceva între noi, că o să ne logodim sau chestii de genul. Nu-mi doresc să știu că merg și eu să stau în apartamentul meu și el în apartamentul lui. Dacă ar fi să mă mut la Cluj, ar fi doar dacă aș ști sigur că o să fie ceva mai mult între noi. În București am mai multe oportunități. Vreau să încerc să-mi ajut familia. Am suferit aseară, acum sunt bine. Ușor, ușor îmi trec gândurile, pentru că iubirea înseamnă să-l lași pe cel de lângă tine să fie fericit. Eu îmi doresc din suflet ca el să fie fericit, să-și găsească, dacă nu a găsit asta în mine, o fată pe placul lui, a spus Bianca. Bianca a reacționat printr-un mesaj după ce Livian a anunțat în direct la Wowbiz că se desparte definitiv de ea. Câștigătoarea primelor două sezoane de la Puterea Dragostei a anunțat pe Instagram că urmează să facă un live în care să spună partea de adevăr după ce Livian a povestit care sunt motivele rupturii definitive dintre ei. Iată ce a declarat Bianca pentru admiratorii săi. Stați liniștiți, dragii mei, pentru că urmează să fac un live sau un vlog în care o să vorbesc și eu despre mine și Livian și atunci o să vă liniștiți. Vă pup! După ce a mărturisit că urmează să facă un live în care o să vorbească despre ruptura de Livian, Bianca a publicat o fotografie cu un mesaj puternic care pare să descrie situația în care se află fosta concurentă acum. Nu-ți dai seama cât de puternic ești până în momentul în care singura ta opțiune este să fii puternic. Dacă v-a plăcut acest vlog și vreți să rămâneți la curent cu știrile momentului, dați un like și abonați-vă la canal. Vă mulțumesc și rămâneți aproape, urmează noi dezvăluiri! Livian face noi declarații legate de relația cu Bianca după ce a anunțat că pleacă în Turcia pentru o altă concurentă. Câștigătorul de la Puterea Dragostei sezon 2 susține că nu mai este cale de împăcare între el și Bianca, iar acest lucru nu se întâmplă din cauza sentimentelor, pentru că ele încă există, ci din cauza caracterului puternic pe care l-au amândoi. Iată ce a declarat Livian la Wowbiz.
A fost frumos tot ce a fost, mai poate fi, dar nu într-o relație. Nu mai simt să meargă spre o relație. În urma discuțiilor nu mai simt. Este o parteneră de viață care te forțează să crești. E deșteaptă și puternică, dar e ceva care produce o ceartă între noi. Poate caracterele puternice. Când am stat cu Bianca după finală, în acea săptămână, am zis să vedem ce se întâmplă, dar în săptămâna aia ne-am dat seama de mai mult. Eu așteptam de la ea anumite lucruri, ea la fel. Aveam anumite așteptări care nu s-au îndeplinit. Liviana a anunțat că se întoarce în Turcia. Câștigătorul sezonului 2 de la Puterea Dragostei a făcut anunțul pe vlog. Liviana a anunțat joi că se întoarce în Turcia, ba chiar a postat un clip cu zborul România-Turcia și din aeroportul din Istanbul. Iată declarația de pe vlogul lui Livian. Nu știu câți dintre voi au ghicit destinația mea finală, însă aceasta este Turcia. Ca să vedeți toate detaliile pentru cine mă întorc în Turcia. Toată lumea crede că mă întorc la Puterea Dragostei. Dar iată de ce am venit în Turcia. Mă înscriu, intru iar în emisiune, însă vreau să-mi spuneți voi pentru ce fată m-am întors eu în Turcia. Pentru cine credeți că am bătut eu atâta drum?